Nitrei 2 și Signalos 3.0. Titanium Bang și El Titanio. Ambele de la firma Dextrin. Avem aici logo-ul. Signalos 2.0 am avut într-o colecție mai veche. 20 bucăți în cutie. Aici scrie 10 nitrates, ci că 10 bucăți, dar avem aici 20 bucăți. Cod DP2, categoria P1. Vedeți, aici scrie clasă. Nu știu ce scrie clasă când este categorie. În fine. Așa, avem undeva și un gramaj. Uite aici, 60 grame per total, deci ar trebui să avem 3 grame per bucată. Avem aici, evident, și un upzibiud. Iar aceasta este emițătorul de sunet. Uitați aici, 3 grame. O să verificăm și vedem cât are. Și aproape aceeași chestie, Signalos 3.0 original, cica de Extreme Pyrotechnic, logo-ul de Pyromaniacs. Avem acolo 60 de grame. La fel și aici avem upzibiud. Produsul în sine și 3 grame. Posibil să fie cu ceva efect diferit, să aibă foc, flamă diferită, dar sunt aceleași produse, practic. Și de fel și aici verificăm gramajul să vedem ce ne dă ca și rezultat. O să pun pozele aici undeva în clip, după care haide să și testăm aceste produse. grame în loc de 3. Dar cine știe, poate. Deci, ce să vă zic, merită, are și niște scântei, da, de aceea este El Titanio, de titanium, și bubuie, destul de tare, destul de ok. Deci dacă astea nu bubuie, atunci nu știu ce mai bubuie. La verificarea de grămaj ați văzut 3 grame, deci a avut chiar 3 grame. Nu știu, haidea să vedem. Deci asta își merită banii. Flamă roșie spre portocaliu, nu este verde. Are și asta acel titanium. Eu zic că își merită banii.